Corupția rămâne cea mai gravă problemă a Republicii Moldova. Este concluzia inclusă în mai multe rapoarte întocmite de diverse instituții internaționale, printre care și Departamentul de Stat al Statelor Unite. Care este surgintea corupției în general și care ar fi recomandările pentru țara noastră? Despre aceasta și alte teme vom discuta astăzi cu expertul de nivel înalt pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova, Albena Kuingieva, care se află la celălalt capăt al punții noastre virtuale. Doamna Kuingieva, bună ziua! Există percepția că corupția este caracteristică țărilor sărace, dar iată că mai des suntem martori a scandalurilor de corupție și în țările dezvoltate. Care ar fi totuși motivele principale de apariție și dezvoltare a corupției? Din păcate, corupția este un fenomen răspândit și în țările dezvoltate, nu doar în cele în curs de dezvoltare. Cauzele sunt un set de factori administrativi, culturali, sociali și, în mare parte, politici. Și dacă ar fi să îi sistematizăm, aceștia, în mare parte, se referă la trei concepte foarte simple. Corupția se dezvoltă în țările unde nu există transparență în procesul decizional, unde legile adoptate pot fi influențate și se adoptă nu în interesul oamenilor, ci pentru a servi interesele politice sau economice private. Corupția înflorește în țările unde, din partea guvernării, nu există răspundere în fața cetățenilor. Corupția înflorește în țările unde societatea civilă nu este puternică și unde aceasta nu promovează ideea că cetățenii au dreptul de a cere socoteală de la guvernanți, de la administrația publică, pentru acțiunile sale. În opinia dumneavoastră, dezvoltarea statului, felul de a fi al unui popor, tradițiile, ar putea servi drept circumstanțe pentru înrădăcinarea corupției? Eu cred că este timpul să demitizăm acest lucru, pentru că corupția ar fi influențată de cultură și este în sângele nostru. Mai devreme fusesem în Tajikistan și mi se spunea: Albena, dar corupția e în sângele nostru, cum putem să ne luptăm cu ea? Și am auzit aceleași lucruri în Armenia, în Caucaz, în Asia Centrală, în Bulgaria, chiar și în Moldova, unde mi se spunea, ne-am obișnuit așa. Și la aceste preconcepții răspundem în felul următor. Să zicem, mâine mergeți în Finlanda sau Germania și sunteți opriți pentru viteză excesivă. Veți oferi mită polițistului? Și de obicei răspunsul este nu, nu, bineînțeles, pentru că vom fi arestați. Deci acei oameni care spun că corupția este tradiție și este în sângele lor, nu vor acționa corupt într-un alt mediu înconjurător, acolo unde statul este puternic. Asta înseamnă că atunci când statul este puternic, oamenii nu vor fi corupți și nu vor încerca să mituiască funcționarii publici. Dumneavoastră ați activat în calitate de expert anticorupție în 14 state pe diverse continente. Ați putea să ne aduceți un exemplu de stat unde corupția era adânc înrădăcinată, dar până la urmă totuși s-a reușit diminuarea ei? Nu există un exemplu care poate fi preluat cap-coadă în altă țară. Dacă menționez Finlanda, aceasta nu va fi aplicabil pentru Moldova. Pot să menționez exemplul noilor state membre ale Uniunii Europene, pentru că noi am venit cu toții dintr-o situație mai mult sau mai puțin similară. Și dacă ne uităm spre țările baltice, spre exemplu, care sunt considerate ca fiind unele de succes în luptă cu corupția, sau Bulgaria și România, care, deși încă sunt de parte de ceea unde ne dorim să fie, a fost un schimb al mentalității. Este necesar ca oamenii să le ceară guvernanțelor socoteală pentru acțiunile sale, intoleranța față de corupție, inacceptabilitatea de a achita bani pentru servicii administrative la care oricum ai dreptul. În acest sens, noile state membre au început cu o schimbare robustă în cadrul legal. Dar cadrul legal nu este o panacee în sine, pentru că acesta trebuie să fie implementat. Astfel poți avea cadrul legal perfect, dar doar pe hârtie. Iar acum revenim la discuția noastră. Doamnă Kuingieva, ați putea face o diagnosticare a sistemului anticorupție în țara noastră? Din păcate, în Moldova, unde înflorește corupția, aceasta a ajuns să fie vizibilă peste tot în țară și oamenii au ajuns să o considere ceva firesc. Pentru a combate acest flagel, trebuie să existe leadership instituțional puternic, al cel puțin unei instituții care ar fi capabilă să demonstreze oamenilor că există posibilitatea de a combate corupția, că acest lucru este posibil în Moldova, că și ei se pot angaja în lupta cu corupția. Deși în situația actuală în Moldova este important de asigurat ca corupția să nu fie fezabilă din punct de vedere
economic, pentru că actualmente, din păcate, este profitabil de a accepta mite mari. Legislația oferă modalități de a se eschiva de la răspundere în cazul celor care acceptă mită în proporții mari, iar sancțiunile economice nu sunt comensurabile cu sumele de bani primiți drept mită. Atât timp cât asemenea situație există, va fi foarte dificil de combătut corupția. Măsurile de a majora pedeapsa comensurabilă cu suma de bani acceptată drept mită ar trebui complementate de instituții independente în luptă cu corupția. Centrul Național Anticorupție nu trebuie să fie ostaticul jocurilor politice. Societatea civilă, guvernul, ar trebui să decide ce model instituțional este cel mai potrivit. Actualmente, Moldova aplică unul din cele trei modele globale pentru a combate corupția. Aveți Centrul Național Anticorupție, care are funcții de prevenire, dar și de aplicare a legii. Totodată există Comisia Națională de Integritate, care trebuie să asigure integritate și lipsa conflictului de interese. Aceasta este o altă problemă majoră în Moldova, conflictele de interese, incompatibilitate și monitorizare insuficientă a proprietăților și veniturilor funcționarilor de rang înalt. Drept rezultat, avem instituții care sunt considerate corupte ca atare. Sunteți pe final de emisiune. Cu ce recomandări ați veni pentru societatea civilă din țara noastră, pentru elitele politice aflate la guvernare? Când vorbim de lupta cu corupția, noi vorbim în general despre sistemul de bună guvernare. Deci, cu cât mai exigenți vor fi cetățenii față de funcționari politici, cu atât mai mult cei din urmă vor răspunde solicitării. Pentru guvern sunt un șir de măsuri, unele la nivel legislativ. Ar trebui să fie ajustat codul penal, ar trebui să existe prevederi pentru confiscarea averilor dobândite în mod ilicit. Însăși, sistemul procedurii de confiscare ar trebui fortificat pentru a asigura ca orice bunuri dobândite prin intermediul corupției să fie restituite, ba chiar în mărime mai mare, astfel încât corupția să devină o afacere neprofitabilă. Trebuie să fie modificată prevederea care anulează răspunderea penală a celor care oferă mită, precum este cazul actualmente. Acum, dacă persoana care oferă mită raportează acest caz organelor complete, el, ea, este eliberat de răspundere, ceea ce înseamnă că noi nu intensificăm presiunea asupra politicienilor, ceea ce contravine, de fapt, recomandărilor Consiliului Europei și bunelor practici internaționale. De asemenea, trebuie să fie îmbunătățit sistemul de monitorizare a conflictelor de interese și averilor și veniturilor. Acesta este unul din factorii cheie pentru încredere sporită din partea cetățenilor față de politicieni. Odată ce politicianul are încredere, pot fi implementate diverse reforme. Doamna Kuyunjieva, vă mulțumim pentru această intervenție, dar și pentru eforturile depuse în combaterea corupției în Republica Moldova.